Astăzi aș vrea să vă arăt plantația de alune a tatălui meu. El a înființat-o în urmă cu 9 ani și așa arată astăzi alunii. Să vă arăt și cum arată alunele la... Astăzi este 15 august și să vă arăt cât sunt de dezvoltate. Așa. Sunt mai multe soiuri aici și unele sunt mai târzii, altele sunt se coc mai devreme. Să caut cele care sunt se coc mai devreme. Să le caut, să vi le arăt. Acestea sunt. Aici sunt aproximativ 50 de aluni și anul trecut, de exemplu, s-au cules aproximativ 8-9 saci de alune. Și pentru a înmulți, tatăl meu folosește butaj și taie crenguțe de aproximativ 1,5 metri și apoi le îngroapă în jurul alunului și, de exemplu, dacă le îngroapă toamna, primăvara le poate deja le poate replanta unde are nevoie. Cam atât de aici.